Un mânz, 5 oi și mai mulți câini au fost omorâți în localitatea Arefu din Argeș după ce ursul a coborât din nou în comună. Localnicii spun că nu pun geană pe geană între ora 11 seara și 5 dimineața pentru că e un vacarm total din cauza câinilor care latră la urșii care merg pe ulițe. Un metru de mine a sărit, ce vin grămadă pe mine, ce vrea să-i fac. Mă rog că s-a întors, păi ce zeva, mi-au omorât câinii. Acasă am găsit, când am venit acasă cu cai, câinii era mort, în taică meu cu el. Cât de des se întâmplă asta? Fiecare dată, fiecare noapte. De la 9 încolo, gata, pe ce întunecă. Mai ieșiți din casă? Păi da, normal că ies, că da, ce să fac, nu-i stai să-mi omoare animale în curte. Și cum păi ce să fac, te duci la el, dai gură, dai... Iese și ăla și ăla, tu ești ce... Nu e teamă că vă atacă și pe voi? Păi, la un metru de mine, ce-ți mai mă atace, că... Păi, ce n-ai văzut? Pe drum, salut! Cum vă simțiți, doamne, când veniți dimineața de la serviciu? Mă simt foarte, foarte rău. Dimineața plec la 6:20, când plec e întuneric. Seara vin la 7:30, 8:30, 9:30 și am ajuns să mă rog de vecin să vină la motocar să mă viu acasă. Acum am copilul cu vacile lui vecina, de frică și de milă pentru copiii ei, că se întoarce ursul la copii. Și las și eu băiatul, în loc să-l țin acasă, îl las cu vacile lui vecina. Nu vă mai simțiți în siguranță? Nu, nu. Și nu numai pentru mine, și copilul începe școala. Deci e ceva de groază. De frică, oamenii și-au făcut echipe ca să îi sperie. Spre exemplu, noaptea trecută a fost semnalată prezența a doi urși. În zona Valea Largă din Căpățâneni, o ursoaică a putut fi îndepărtată de pe ulița cimitirului doar după ce un bărbat s-a urcat în mașină, a claxonat continuu și a urmărit-o cu mașina. Acolo, domne, am mai ajuns cu tine că pe sus, așa frumos și eu mă jucam să-l iau. Ligioanii mele, iapa și cu mânzul și că l-a sărit de la mine cu așa și ursuleca, cu l-a puiul a vinit, l-a luat mânzul de nas, n-am putut să mai fac nimic așa, cu l-a lucrat în gar și asta a fost, n-am mai avut nimic. Norocul meu a fost că n-a plecat ursuleca spre mine, că mă omora și pe mine mă omora. Cât de des vine ursuleca? Păi, soare de soară, ce des! Dar nu e, deci e chiar curme, deci nu putem să facem nimic. Aveți copii? Da, cum să nu? Și nu vă e teamă? Păi uite, acum că începe școala, cu ce facem, domne? Cloșa, uite, mări copiii pe drum. Ce facem? Cloșa, acum să facem o lecție cu domn primar, nu pe mai un om, nota 10, să vorbim cu domnule cu el, copiii la școală să ia cu motocar deci. Ce soluție credeți noastră că există pentru urșie? Acolo, domne, numai acolo, Silvic, să iau legătură cu noi, să vedem ce face și ce putem face. Da, domnule, ți-o animale, am două locuri, eu noapte de noapte trebuie să păzesc, să mă duc la ele, mă... Că pur și dau noaptea drumul. Jua, uite, am niște copii. Una are 17 ani, una de 10 ani. Și mai un vecin dus cu el. Păi. Dar spuneți-ne dacă ce a face? Fost în fiecare an așa sau anul. Nu. Niciodată, ăsta e primul an. Și a apărut acușa până luna lui august. N-a fost în primăvară, dacă era după iarnă în primăvară. De ce credeți că vin atât de... Nu știu. Astea nu sunt animale, astea sunt animale aduse. Aduse de undeva pe capul nostru. Că dacă erau... Păi simțiți în siguranță în sat? Nu, nu, nu mai avem nicio siguranță. Noi nu putem să ne apuce noaptea undeva. Uite, femeia asta lucrează. Vine seara târziu, ne-am dus într-o seară, am plecat eu cu copiii înaintea dânsii, la șosea. La fel a făcut și un alt vecin al lui în alt sat, acolo unde alt urs a tras un porc din coteț până în drumul național și acolo l-a omorât. Ce anume vă apărați? Toată lumea cu strigă, cu furcoaie, cu astea, nu mai au nici voci, nici voci nu mai au oamenii. Nu știu ce să mai fac, ce să mai facem în zonă. Cam câți urși vin așa în zonă? Sunt cel puțin 5-6 exemplare de atacă seară de seară. Locuințele oamenilor. De când se întâmplă asta? De cât? Cel puțin 3 săptămâni, o lună de zile. Dar urși mai intră doar în grădini? Nu, urși intră în locuințe, au atacat porcii oamenilor, toate cele. Bun, sunt pe stradă, pe ulița mare? Da, merg pe stradă și ajung și chiar și pe, pe strada principală, pe DN7C. Sunt oameni în sat care a doua zi merg la lucru și dacă toată noaptea stă ho-ho, cum mai fac oamenii ăștia servici? Avem oameni în sat care transportă oameni muncitori la locul de muncă, materiale de construcție. Ei trebuie să se odihnească. Noastră cum îl speriați? Cum? Ieșim, batem în table, sunăm cu goarna, ies toată lumea așa seara pe aici, ho-ho-ho, a fost... Păi dar normal că nu dorme. Te trezești la 11 și la 2 și la 4, toată noaptea, ho-ho, toată lumea.
La primărie sunt înregistrate mai multe sesizări, dar autoritățile locale spun că nu pot face nimic din punct de vedere legal, în timp ce localnicii cred că trebuie să moară un om pentru ca instituțiile în drept să rezolve situația. Care e soluția care credeți dumneavoastră că e la problema asta? Din punctul meu de vedere, soluția ar fi ca acești urși care sunt de un real pericol pentru populație să fie găsite, să fie găsite soluții ca să-i putem reloca sau, eu știu, chiar, cum s-a exprimat doamna ministra mediului, chiar să fie împușcați, pentru că nu există altă soluție. Au luat de la noi din comunitatea urs, după 3 zile l-au venit înapoi. Nu mai putem rezista. Gândiți-vă că sunt copii care merg la școală, sunt oameni care fac naveta, ei pot fi atacați zi și noapte de aceste animale. Am făcut toate demersurile posibile către toate autoritățile competente care au putere de decizie și stau și mă gândesc, oare noi cetățenii am votat să ne mănânce animalele? Ce fac acești oameni că toți spun că nu există cadrul legal? Ce face Parlamentul? De ce nu dau cotă de împușcare sau ce trebuie să facă acolo, că nu, eu nu sunt de specialitate, ca să ne apere și pe noi cetățenii? Nu, nu. Da, și s-au dus ONG-urile ca să conteste această cotă, să ia ONG-urile acasă. Sau mari iubitori de animale, să vedem cum s-ar simți cu un urs acasă la el. Oamenii spun că la Arefu vin 5 urși diferiți, dar cea mai mare teamă a lor este aceea că în curând va începe școala, iar copiii nu vor putea merge singuri pe ulițe din cauza urșilor ce se plimbă nestingheriți.